America, țara tuturor posibilităților. Probabil că cei mai mulți se gândesc la Trump atunci când aud America, dar nu despre el vom vorbi astăzi. Țara este formată din 50 de state și este considerată cea mai puternică din lume. Asta pentru că a avut un impact destul de mare de-a lungul timpului. Dar dacă la un moment dat America ar dispărea pentru un an? Ei bine, având în vedere că este o țară atât de mare cu o populație de peste 325 de milioane de oameni, cu siguranță ne-am dat seama imediat că a dispărut. Asta ar crea panică pentru că toți ceilalți ar întreba dacă nu cumva și țările lor vor dispărea, iar națiuni întregi ar trebui să înfrunte realitatea pentru că multe dintre ele depind de America. Dar hai să vedem de ce. Se spune că America oferă asistență statelor care au nevoie mai mult decât orice altă țară din lume. Atunci când se întâmplă dezastre naturale, America oferă atât bani cât și alte resurse țărilor afectate. Pe 26 decembrie 2004, insula Sumatra din Indonezia a fost lovită de un tsunami cauzat de un cutremur cu o magnitudine de 9,1 pe scara Richter. La doar 20 de minute după cutremur, valuri de 30 de metri au lovit coasta și au ucis peste 100.000 de oameni. Este considerat unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria modernă. Atunci, conducerea din Marina Americană a ajutat la salvarea mii de vieți în Indonezia. America este țara care oferă cel mai mare ajutor în astfel de situații, deci dacă ar dispărea, cine îi va lua locul? Probabil că multe țări ar suferi. America are un rol crucial și în Africa, salvând viața multor copii cărora le oferă medicamentele necesare și fără de care rata mortalității ar crește. Datorită ajutorului Americii, se spune că sărăcia a scăzut foarte mult la nivel mondial în ultimii 30 de ani. Speranța de viață a crescut, iar boli precum variola și poliomielita au fost exterminate aproape complet. Chiar și rata deceselor provocate de malarie a fost redusă la jumătate. Prin programul PEPFAR, adică Planul Prezidențial de Urgență în lupta cu SIDA, au fost salvate 17 milioane de vieți și 2,4 milioane de copii s-au născut fără această boală cumplită. Pe lângă toate acestea, mii de oameni au acces la apă potabilă, educație, locuințe și protecție. Statele Unite oferă de asemenea protecție și pentru victimele războaielor, violenței sau foametei. Iată deci câte țări depind de America, iar dispariția ei ar duce și la dispariția ajutorului și multe țări ar avea de suferit. Dacă America ar dispărea, ar mai dispărea și alte lucruri importante. De exemplu, dacă acum te uiți pe un dispozitiv produs de Apple, și acesta ar dispărea. Chiar și de la site-ul pe care te afli acum, YouTube, poți să-ți iei la revedere. La fel și de la Google, Facebook, Twitter și Netflix. Toate aceste companii au sediul în America. Google, Facebook și Twitter sunt toate conectate la Cisco Systems, o companie care se oferă de proiectarea și realizarea tehnologiilor și serviciilor în domeniul telecomunicațiilor. Aceasta vinde rețelelor mai sus menționate hardware, software și alte servicii de care au nevoie. Toți utilizatorii de iPhone ar trebui să-și caute altceva pentru că ele se fac în California, unde este și sediul central Apple. De asemenea, toate sistemele de operare pentru telefoanele mobile iOS, Android și Windows Mobile sunt produse în America. Și, în ultimul rând, o mulțime de filme și seriale la care ne uităm cu toții nu ar mai exista, deoarece sunt produse tot în Statele Unite. Dar, gata cu veștile negative, hai să vedem și partea pozitivă. Dacă America ar dispărea, ar dispărea și impactul pe care îl are asupra încălzirii globale. Emisiile de gaze poluate s-ar reduce imediat. Se crede că America este a doua cea mai poluantă țară din lume, prima fiind China. Dar, de-a lungul timpului, America a produs mai multă poluare decât oricare dintre celelalte țări. Mai exact, aproape o treime din dioxidul de carbon care poluează lumea a fost produs de către americani. Unul dintre motive este dat de consumerismul excesiv din Statele Unite. Pe timpul anumitor evenimente, cum ar fi Black Friday, vedem că oamenii vor mereu lucruri mai mari și mai bune și fac constant upgrade-uri la tot ceea ce folosesc. Imediat ce apare un produs mai bun, americanii îl aruncă pe cel vechi și îl cumpără pe cel nou. Studiile spun că americanii aruncă în medie 2 kg de gunoi zilnic, ceea ce înseamnă că aproximativ 650 de milioane de tone de gunoi sunt aruncate în fiecare zi numai în America. Pe lângă asta, și armata americană produce foarte multă poluare. Se spune că produce mai multă poluare decât produc 100 de țări împreună.
În 2017, armata americană cumpăra aproximativ 270.000 de butoaie de petrol în fiecare zi. Doar cantitatea de combustibil folosită de armată produce mai multă poluare decât o țară de dimensiuni medii. Deci, dacă America ar dispărea, natura s-ar schimba foarte mult și ea, pentru că poluarea și emisiile de gaze s-ar reduce considerabil. Probabil că și încălzirea globală ar fi încetinită semnificativ. Următorul subiect, economia mondială. Din nefericire, fără America, o mulțime de țări ar intra în recesiune. America are cea mai mare economie din lume, mai exact un sfert din economia mondială. Piața americană este cea care cheltuie cel mai mult din lume, iar economia Chinei s-ar prăbuși, pentru că America este clientul lor cel mai mare și China se bazează foarte mult pe importuri și exporturi între cele două țări. America are și foarte multe servicii externalizate în China datorită costurilor mult mai mici de acolo, deci dacă ar dispărea, o mulțime de chinezi ar rămâne fără locuri de muncă. De asemenea, companiile chineze care au nevoie de componente din America și-ar opri producția și-ar concedia angajații. Un alt efect ar putea fi înfometarea unei părți destul de mari a populației lumii, pentru că America exportă anual produse alimentare în valoare de aproximativ 133 de miliarde de dolari. Dar și țările de la care America importă produse ar avea de suferit și ar rămâne cu foarte multe produse pe stoc, pentru că nu ar mai exista cerere pentru ele. De exemplu, cea mai mare parte a cărnii de vită importată în Statele Unite provine din Australia și Canada, care ar rămâne cu tone întregi din acest produs perisabil care ar trebui în cele din urmă aruncat. Dar ce s-ar întâmpla cu brandurile precum Nike, Levi's sau Coca-Cola? Ei bine, chiar dacă acum se produc și în alte părți ale lumii, acestea au fost create inițial în America. Dacă există printre voi fan Jack Daniel's, cel mai vândut whisky american, este bine să știți că acesta este produs în Tennessee. Deci vă puteți lua la revedere și de la el. P&G este o companie americană cu sediul în Ohio care produce Pantene, Pampers, Febreze, Olay și multe alte produse pe care le folosim zilnic și care ar dispărea. Agricultura ar avea de suferit în multe țări care folosesc tractoarele John Deere, fabricate de asemenea de o companie americană. Am o veste proastă și pentru iubitorii de mașini. O mulțime dintre mașinile voastre preferate sunt asamblate în America, chiar dacă unele componente sunt fabricate în alte țări. O mulțime de țări se bazează de asemenea pe armata americană, fără de care probabil ar izbucni războaie în diferite părți ale lumii. Armata americană oferă și fonduri multor altor armate din diferite țări pentru a le ajuta să se dezvolte și le oferă acces la sisteme defensive, dar și antrenamente militare pentru soldații de acolo. Mai sunt și operațiunile de menținere a păcii. De exemplu, în Coreea de Sud, armata americană a ajutat foarte mult atât securitatea națională cât și dezvoltarea economică a țării. Dar cum rămâne cu călătoriile în spațiu și misiunile de explorare? Ei bine, fără NASA am pierde tot progresul făcut în aceste decenii. De asemenea, am fi mult mai înapoiați și din punct de vedere medical, pentru că în Statele Unite sunt sute de laboratoare de cercetare medicală. Deci, care ar fi concluzia? Într-adevăr, fără America am trăit într-o lume mai puțin poluată, dar am sacrificat foarte multe alte lucruri. Site-urile și brandurile noastre preferate, siguranța și protecția, iar o mulțime de țări sărace ar avea de suferit și multe vieți ar fi pierdute sau în pericol. Deci să păstrăm această întrebare doar la nivel de teorie, pentru că este mult mai bine pentru omenire ca America să existe și să sperăm că nicio altă țară nu va dispărea prea curând. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!